Anul acesta, concediul sau vacanța de vară, am petrecut-o pe insula Creta, în stațiunea Amudara, iar cazarea am avut-o la acest hotel numit Linomare Boutique Hotel. În acest loc veți vedea cum arată această cazare și impresiile mele după o săptămână de ședere aici. M-am decis să fac un vlog separat doar cu această cazare, pentru că înainte de a face rezervarea, am căutat informații despre acesta pe net și n-am prea găsit. Pe canalul meu puteți găsi mai multe vloguri filmate în această stațiune, Amudara, dar și prin prejurul ei. Dacă informațiile pe care vi le furnizez vă vor ajuta, v-aș ruga și eu să vă abonați la acest canal. Nu vă costă nimic, dar pe mine mă ajută să-mi cresc numărul de abonați. Mai puțin și ajung și eu la 1000. Vă mulțumesc dacă vă decideți să o faceți. Recepția și locul unde se ia micul dejun dimineața. Văd că nu-i nimeni aici acum. Aici mai este o cameră cu un copac în ea. Avem și lift și aici este o baie. Mie îmi place cum sunt zugrăviți pereții. Nu știu dacă se vede, parcă e tencuială veche, dar nu cred. Cred că e ceva la mod aici, pentru că am văzut și clădirea de vis-a-vis. Este tot așa, model din asta. Sus la etajul 3 mai sunt și camere și este piscina. Oh, ce mare e! Televizorul te poți uita. Da, ăla e de decor acolo. Miroase și frumos, o scap pe jos. Așa pare. Vă veniți de vreo 5 minute, mi-a zis Da. Și mie mi-a zis acum. Iasă de baia. Acum am venit de la plajă și observ că ni s-a făcut din nou curățenie în cameră. Vreau să menționez că în fiecare zi ni s-a făcut curățenie și patul, dacă l-am lăsat deranjat, l-am găsit așa. Prosoapele ni le-au schimbat dacă le-am lăsat pe jos, dacă nu, am putut să ne luăm noi de pe hol. Există un dulap acolo. Iată că a sosit și ziua sau seara în care facem bagajele, astfel pot să vă spun impresiile despre sejurul petrecut aici. Accesul în cameră se face cu cartel pe care după o trebuie ca să o bagi în dispozitivul acela, ca să ai curent în cameră. Când pleci, rămâi fără curent. Baia e destul de spațioasă, dar are doar cabină de duș și WC. Dușul are presiune foarte bună. Și este și din ăla ați văzut în tavan și dacă vrei să te speli doar pe corp cu telefon, cum zic eu. Suport de prosoape la duș. No, foarte ok baia. Hârtie igienică am primit, dacă s-a terminat, au avut grijă doamnele ca să ne-o schimbe. Vă ziceam că n-are ghiuvetă în baie, ghiuveta, ia uitați-o, este aici. Și la cazarea pe care am avut-o înainte de a ne caza aici, tot ghiuveta a fost în cameră.
Pe de o parte este bine pentru că dacă ai nevoie să te speli pe mâini sau ceva și celălalt e la baie, poți să o faci liniștit. Nu există chicinetă aici. Camera spațioasă, televizor am avut, dar nu l-am folosit, biroul acesta, jos sub el este frigiderul și am descoperit că priza de la frigider, cum era și normal, merge tot timpul, așa că dacă am avut ceva de încărcat, am scos frigiderul din priză și am lăsat la încărcat acolo când am plecat din cameră. Că v-am zis că trebuie să scoți cartela ca să poți să intri înapoi și astfel rămâi fără curent. Oglindă mare și faină. Am avut espresor de cafea, ne-au lăsat două capsule din acelea, dar n-am folosit. Zona de pat, patul este mare și confortabil, deci am dormit foarte bine în el. Eu am venit evident cu perinița de acasă. Pe lângă patul dublu ce l-am avut în cameră, vedeți, am mai avut și unul de o persoană pe care l-am folosit pe post de depozit. Aerul condiționat a mers foarte bine și a fost inclus în preț. Nu v-am zis, am plătit 864 de euro cu tot cu transport. Aici este terasa, este seara, acum nu se vede mare lucru și am uitat să aprind becul. N-am prea stat seara pe terasă, nu știu de ce. Poate că din cauza că e clădirea asta foarte aproape aici, nu mi-a prea plăcut. Nu a fost chiar așa de cald. Acolo în depărtare se vede orașul. Acum, de exemplu, e ora 9 și ceva, 10, nu știu cât e ora. E foarte plăcut afară, pentru că adie vântul tot timpul. Ce nu mi-a plăcut aici e că apa de la climă, de la unitatea externă, se scurge aici pe terasă. Când m-am prins care e faza, nu știam de ce alunec. Până în seara asta, când am filmat, n-am aprins becul. Asta nu e ceva în regulă aici. Bun, terasa e micuță, nu e așa cum știm noi la terasele grecești. Și iarăși este deranjat, nu știu dacă se aude jos acolo. Sunt unitățile externe destul de mari de la hotelul ăsta de lângă și fac gălăgie într-una și când treci pe acolo e foarte cald. Aia nu mi-a plăcut. În rest arată foarte bine. E zugrăvit și pe exterior, cum este și în interior, așa cu aspect vechi. Se vede acum. Asta e camera. Am revenit la interior. Aici avem dulapurile, sunt exact la intrare. Am și o pătură acolo în caz că ne-ar fi fost frig. Depozitare pe umerașe, doar puțin cât pot să spui jos și am avut sertare. Nu mi-a plăcut faptul că nu avem rafturi. Majoritatea hainelor trebuiau puse pe rafturi. Acum sunt goale pentru că noi am scos deja din ele, ne-am făcut bagajele. În dulap ce ați putut vedea sunt hainele pe care le vom lua mâine. Iarăși un aspect care nu mi-a plăcut e faptul că dimineață la ora 6 trebuie să plecăm de aici. Avem la 8 și ceva, mi se pare, avion. Holul. În capăt se vede liftul. L-am folosit și noi doar când a trebuit să urcăm cu bagajele și când am coborât. În dulapul acesta sunt prosoapele, de care vă ziceam că dacă se mudăresc, ai nevoie de prosop, o ții de aici. Acum o să încerc să merg sus. Vai că e cibesnă. Sus vă ziceam că este terasa cu piscina, mica piscina. Am înțeles că este și jacuzzi, dar n-am făcut baie.
Doar în prima zi când ne-am cazat aici, am așteptat. Puteți să urmăriți vlogurile trecute să vedeți ce am pățit cu cazarea, că s-a făcut overbooking și am fost în altă parte. Cazați în prima noapte, după care am revenit aici. Vai ce beznă e aici. Am fost într-o seară și erau aprinse becurile. Aici e piscina și scaune și șezlonguri. Trebuie să caut să văd unde se aprinde becul. Și cam așa se vede noaptea. Aici de sus. Asta mergeam noi la plajă, la Happy, nu Happy, Heaven Beach, pe Tosis, unde ne-au cazat o noapte, pentru că au făcut un booking. Să văd acum dacă găsesc de unde să prinde becul. Așa arată terasa de sus, de la etajul 3, de pe acoperiș, pe timp de zi. Doar poze de filmat n-am reușit să filmez. Pe strada asta se ajunge de la hotel la plajă, la plaja Heaven. Maxim 5 minute faci, depinde acum și cum mergi, dar nu, n-ai cum să faci mai mult de 5 minute. Așa se prezintă micul dejun, a fost același în fiecare zi. Filmez așa repede când mai sunt persoane aici la masă și nu-i frumos ceea ce fac. Singura excepție la mâncare a fost că într-o zi am avut chec și astăzi tot chec avem, iar în alte zile am avut bugața făcută de casă. Ieșim acum seara puțin la plimbare pe aici să ne holbăm și noi pe la magazine, că de cumpărat mare lucru nu cumpărăm pentru că suntem cu avionul și suntem ca la limită cu bagajele. Ce voiam să vă zic e că hotelul este aproximativ în centrul stațiunii Amudara, de aici ajungi repede la orice, și la plajă, ați văzut că v-am arătat mai devreme, la magazine, este un supermarket aici lângă, deci poziționarea este foarte, foarte ok. Și frumos, deci mi-a plăcut, recomand hotelul ăsta, mai puțin ce am pățit în prima zi când trebuia să ne cazăm, a venit și prin agenție că na, totul să fie în regulă, să nu ne batem noi capul cu prea multe, fiind prima dată aici în Creta și hop, țop, surpriză, s-a făcut overbooking. Așa că ne-au cazat la Hotel Petusis, care este de 4 stele. Da, zicea că ne-a făcut un upgrade și ne-a făcut un serviciu, așa spunea recepționerul, dar nu mi-a plăcut treaba asta pentru că am pierdut aproximativ 2 zile. Dragii mei, cam ăsta a fost vlogul meu din stațiunea Amudara, din Creta, cu locul unde am fost cazați, hotelul Lino Mare Boutique. A fost frumos aici, mi-a plăcut hotelul, dar parcă nu se simte aici în Creta, sau n-am simțit noi așa Grecia autentică. Parcă este foarte comercial totul. Vă mulțumesc că v-ați uitat până acum la vlogul acesta. La mine pe canal găsiți mai multe vloguri filmate aici și în împrejurimi. Vedeți plaja Amudara, orașul Heraklion. Într-o zi ne-am plimbat și până în Malia cu autobuzul. Găsiți toate vlogurile la mine pe canal. Și nu uitați, cel mai important, apăsați butonul abonează-te și dacă vă place în mod deosebit vreun clip, puteți să apăsați și butonul like. Vă mulțumesc pentru vizionare. Cam asta a fost tot. Bye!